PNL, PMP și USR și au pus în gând să înlăture pe Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților. Cele trei grupări au depus azi în Parlament o inițiativă de schimbare a regulamentului. În momentul de față, președintele Camerei Deputaților poate fi revocat doar dacă grupul parlamentar care l-a propus face o solicitare în acest sens. Prin urmare, opoziția vrea ca regulamentul să fie schimbat în așa fel încât propunerea de revocare să poată fi dezbătută la solicitarea a o treime din numărul total al deputaților. Proiectul de modificare a fost semnat de Raluca Turcan, PNL, Dan Barna, USR și Eugen Tomac, PMP. Este un proiect legislativ pe care l-am văzut și în sesiunea trecută care a fost respins, însă în contextul în care președintele Camerei Deputaților este tot mai vizibil vinovatul de instituției Parlamentului, de credibilizării imaginii României în străinătate și a devenit personajul care transformă forul de bază al legiferării din România într-o instituție aflată la cherem personal, considerăm că se impune o dezbatere reală din nou despre posibilitatea revocării domnului Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, a declarat Raluca Turcan. Propunerea opoziției urmează să fie discutată. Dată în biroul permanent al Camerei Deputaților, care poate accepta sau respinge solicitarea. Ulterior, dacă proiectul va fi trimis la Comisia pentru Regulament, aceasta va întocmi un raport. Comisia pentru Regulament din Camera Deputaților este formată din șapte membri, câte unul din partea fiecărui partid parlamentar, plus un reprezentant al minorităților. Președintele Comisiei este Eugen Nicolicea, membru PSD.